doresc să le prezint sunt Războiul care mi-a salvat viața și Războiul care m-a învățat să trăiesc. 10 întâlniri aranjate, Inimi purpurii, Clubul Jane Austen de Natalie Jenner, Mândrie și prejudecată de Jane Austen, Prințul nemilos de Holly Black, 26 Kisses și un Happy End, Vara în care am devenit frumoasă, Nu e vara în lipsa ta, de asemenea de Jenny Han, și trilogia Tuturor băieților pe care i-am iubit, scrisă de asemenea de Jenny Han. Vreau să adaug că în acest vlog nu voi repeta aceleași cărți care s-au regăsit și în celălalt tur al bibliotecii și voi încerca să vin cu titluri Trenul noi. Către locurile imposibile. Iar în spatele acestor cărți mai am câteva, dintre care ar fi O scurtă istorie a lumii, Când bunicul era nepot de Aureliu Busuioc, Ca peștele în copac, din 7 în 7, și Cartea din capul meu, Unul dintre noi minte, Prințesă cu adevărat, Nu e vina mea că m-am născut evreu, Volumul 2 și 3 din Vânătorii de cărți, Volumul 1 scris de Ion Druță, al doilea volum, al treilea și al patrulea, O buclă în timp și Amurg de Stephanie Meyer, Rugăciune pentru Cernobâl, Fata cu palton albastru de Monica Hesse, The Red Dragon și cărțile Harry Potter. Volumul 1, al doilea, cel de-al treilea, volumul 4 și Pocalul de foc și volumul 5. Iar pe al doilea raft am dicționarele mele și cărțile pe care le-am agonisit de când sunt mică și de asemenea cărțile vechi care le-am de la bunicii mei, dar și cărțile pe care intră în studiul școlar, printre care ar fi Cronicul și Cântecul Vârstelor, dar și Meșterul Manole de Lucian Blaga, Ion de Liviu Rebreanu sau Mihai Eminescu Poezii. Acesta a fost turul bibliotecii al anului 2023. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult că pe parcursul anului 2022 am agonisit câteva cărți care sunt unele dintre preferatele mele, precum Fata cu palton albastru, Amurg sau Colecția Harry Potter. Vă mulțumesc că ați vizionat acest videoclip și ne vedem data viitoare!